Bună ziua și bine ați venit la Inspectoratul Școlar Neamț. Este prima conferință din acest an 2019 și permiteți-mi să vă urez un an cu sănătate, cu împliniri, cu succese și cu gânduri mai bune. Am să rog pe doamna inspector Elena Preda, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar, să vă prezinte tematica acestei conferințe de presă. Bună ziua, mulțumesc că ați acceptat și această invitație la conferința de presă de astăzi. Pentru astăzi, ordinea de zi este următoarea. Proiectul planului de școlarizare și organizarea rețelei școlare în anul școlar 2019-2020, etapele de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020, discuții despre ceea ce înseamnă calendarul olimpiadelor școlare în anul 2019 și, în final, o să vă prezentăm situația implementării proiectului POPU. Îl prezentăm noi de fiecare dată prescurtat SEVA. Este vorba de proiectul Șansa la Educație și de la pentru fiecare dintre problemele prezentate vor interveni pe rând doamna inspector școlar generală Ionuțean, domnul inspector școlar general adjunct Ioan Milea, colegul nostru inspectorul școlar domnul Cristian Secară și colega noastră doamna inspector Rodica Cioc. Pentru început, doamna inspector școlar general va prezenta detalii despre proiectul planului de școlarizare și organizarea rețelei școlare în anul 2019-2020. Da. După cum bine știți, conform metodologiei de organizare a rețelei școlare și de fundamentare a planului de școlarizare, perioada de avizare și de lucru a acestei metodologii începe din luna decembrie cu hotărârile de Consiliul Local privind rețeaua școlară. În județul Neamț, rețeaua școlară este constituită pentru anul școlar 2019-2020 din 329 de unități școlare, 150 cu personalitate juridică și 179 de structuri arondate. Cele 150 de unități cu personalitate juridică se clasifică astfel: unități de învățământ preșcolar 6, unități de învățământ gimnazial 90, unități de învățământ liceal 37, unități de învățământ postliceal 6, unități de învățământ profesional 5. La acestea se adaugă și unitățile de învățământ cu activități extrașcolare, un palat al copiilor, 3 cluburi ale copiilor, un centru de excelență și un club sportiv școlar. Noutatea în ceea ce privește rețeaua școlară pentru anul 2019-2020 reprezintă modificarea unor denumiri la unitățile de învățământ care nu mai școlarizează nivel liceal, acestea urmând a fi numite școli profesionale. O situație aparte avem la Dămuc, unde anul acesta finalizează ultima clasă de profesional, urmând ca din 2019-2020 Dămucul să școlarizeze doar pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial. În ceea ce privește planul de școlarizare, obiectivul nostru principal în fundamentarea lui a fost cuprinderea tuturor copiilor și elevilor în învățământul nemțean pentru toate nivelele de școlarizare, preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal. Proiectul planului de școlarizare pentru 2019-2020 a fost avizat în cele de PS Neamț, aprobat în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar și înaintat Ministerului Educației Naționale în vederea emiterii hotărârii de guvern. Voi începe cu propunerile pentru planul de școlarizare la clasa a 9-a, pentru că în urma unei adrese primite de la Ministerul Educației în decembrie, adresă ce a avut la bază
strategia educației pentru 2016-2020 și solicitările unor agenții economici. Aceasta ar trebui să prevedea ca 35% din numărul de clase alocat învățământului la clasa a noua să fie dedicat învățământului profesional. Astfel că la nivelul județului Neamț avem pentru clasa a noua 60 de clase de învățământ profesional, 52 de clase de învățământ teoretic, 19 clase de învățământ vocațional și 38 de clase de învățământ tehnologic. După cum știți, sistemul educațional se confruntă cu o scădere a populației școlare. Asta se întâmplă și în județul Neamț. Pierdem anual în jur de 1200-1500 de elevi pe an. Acest lucru a făcut ca în anul școlar 2019-2020 să avem aproximativ 100 de clase mai puține față de ceea ce avem în anul școlar 2018-2019. Scăderea numărului de elevi, dar și diminuarea numărului de clase a dus, bineînțeles, și la o scădere a numărului de norme. Și de aceea o să îl rog pe domnul inspector Secară să vă spună cum stăm cu mobilitatea personalului didactic în urma avizării planului de școlarizare. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Așa cum a precizat doamna inspector general, în această perioadă se derulează etapele de mobilitate a personalului didactic pentru anul școlar 2019-2020, etape care se derulează în conformitate cu metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic, numărul 5460 din 12-11-2018, cu completările și reglementările ulterioare. După apariția metodologiei, în decembrie, Ordinul de Ministru 5728 a modificat metodologia menționată anterior, iar modificarea face referire la cadrele didactice pensionabile care îndeplinesc condițiile legale de pensionare și anume cadrele didactice titulare femei. Dacă personalul didactic titular, care până la data de 1 septembrie 2019 nu împlinește vârsta de 65 de ani, acele cadre didactice titulare femei pot opta fie pentru continuarea exercitării contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei de 65 de ani sau pot opta pentru ieșirea la pensie. În această perioadă, noi gestionăm toate datele transmise din unitățile de învățământ și conform calendarului metodologiei, pe data de 5 februarie, în Consiliul de Administrație, vom valida listele transmise de unitățile de învățământ care cuprind personalul didactic titular care este menținut în activitate cu statutul de titular peste vârsta de 65 de ani. Deci este o noutate introdusă anul acesta în metodologia de mobilitate de anul acesta, repet, care se referă la cadrele didactice titulare femei care nu au împlinit sau nu vor împlini 65 de ani până la 1 septembrie 2019. Concomitent cu stabilirea personalului didactic pensionabil și cu menținerile în activitate ca titular, se derulează și alte etape de mobilitate, cum ar fi întregirea normei didactice, posibilitatea personalului didactic care în anul școlar 2018-2019 a fost detașat pentru nesoluționarea restrângerii de activitate într-o altă unitate de învățământ,
posibilitatea acestor cadre didactice de a se pretransfera în unitățile în care au fost detașate pentru nesoluționarea restrângerii de activitate. La nivelul inspectoratului școlar, în etapele care s-au derulat, numărul acestor cadre didactice nu depășește 10. În afară de posibilitatea de întregire, în această perioadă, urmarea finalizării planului de școlarizare și a stabilirii numărului de clase pentru anul școlar 2019-2020, cadrele didactice care se află într-o reducere de activitate la nivelul disciplinei au posibilitatea de a-și completa norma didactică la nivelul unității. Completarea poate fi fie pe perioadă determinată, fie pe perioadă nedeterminată. Se poate realiza și în mediul rural și în mediul urban, respectând condițiile prevăzute de metodologie. În unitățile de învățământ, în această perioadă se realizează proiectul de încadrare. Acest proiect de încadrare este întocmit de către directorul unității, este analizat în Consiliul Profesoral și aprobat în Consiliul de Administrație al unității de învățământ. Și cu acest proiect de încadrare, directorii unităților de învățământ vor veni pentru analiză la inspectoratul școlar. Și în același timp, după stabilirea cadrelor didactice care vor intra în completare la nivelul inspectoratului școlar sau la restrângere de activitate, după stabilirea tuturor acestor date, directorii vor transmite și o listă a posturilor pe care inspectoratul școlar o va publica pe data de 26 februarie, o listă a tuturor posturilor vacante, rezervate, complete, incomplete, ca o ofertă pentru concursurile care se vor desfășura în acest an școlar. Mă refer la concursul de titularizare sau la concurs organizat la nivelul inspectoratului școlar. Gestionăm situațiile care apar în unitățile de învățământ, acele reduceri de activitate. Consiliem permanent și directorii unităților de învățământ și cadrele didactice care solicită informații legate de etapele de mobilitate. Pe site-ul inspectoratului școlar sunt postate conform calendarului toate precizările legate de dosarele pe care acele cadre didactice care se află în reducere de activitate trebuie să le depună la inspectoratul școlar, de probele practice, inspecțiile speciale la clasă pe care trebuie să le organizeze, astfel încât să asigurăm cu prioritate posturi didactice pentru cadrele didactice titulare. Cam atât pentru etapele de mobilitate. Pentru informații legate de olimpiadele școlare, vreau pe domnul inspector școlar în general adjunct Ioan Ilea să prezinte materialul pregătit. Sărutuna domnișoarelor, doamnelor, bună ziua domnilor! Vă rog să-mi permiteți să vă urez și eu un an 2019 rodnic în realizări, cu sănătate pentru dumneavoastră și familiile noastre și o colaborare foarte bună și cu noi. După cum știm, în fiecare an se emite ordin de ministru pentru calendarul competițiilor școlare din fiecare an școlar. Astfel, în 9 ianuarie 2019 s-a aprobat ordinul MEN, care cuprinde calendarul competițiilor școlare internaționale, naționale și regionale pentru anul școlar 2018-2019, purtând numărul 3016 din 9 ianuarie 2019. Calendarul include următoarele categorii de competiții școlare: olimpiade și concursuri școlare internaționale desfășurate în România și în străinătate, cu participarea elevilor români, respectiv activități de selecție și pregătirea loturilor naționale pentru participarea la olimpiadele internaționale din 2019. Olimpiade naționale școlare, concursuri naționale școlare finanțate de Ministerul Educației Naționale, concursuri naționale școlare fără finanțarea MEN, activități educative naționale finanțate de Ministerul Educației Naționale și activități educative naționale, respectiv activități educative regionale și interjudețene, fără finanțarea Ministerului Educației Naționale.
Aceste olimpiade au început din luna decembrie 2018 și sunt în derulare etapele locale, urmând a se desfășura în perioada următoare. În data din 19 ianuarie 2019 a avut loc prima olimpiadă județeană, respectiv Științele Pământului, urmând ca pe 16 februarie 2018 să fie Olimpiada Județeană de Chimie, Olimpiada Județeană Greacă Veche, urmând ca celelalte să desfășoare până în luna mai. Începând cu data de 19 aprilie, vor avea loc etapele naționale ale olimpiadelor, respectiv în vacanța de primăvară. La noi în județ, în acest an școlar, se vor organiza următoarele faze naționale și internaționale ale olimpiadelor. Olimpiada de informatică pe echipe în 27 februarie, 2 martie la Colegiul Național de Informatică. Olimpiada Națională de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică, Tinerii Dezbat, în perioada 8-13 iulie 2019. Și avem parte și de o olimpiadă internațională, respectiv de astronomie, în octombrie 2019 la Colegiul Național Petru Rareș. În care vorbește, să vorbească. Da. Mai rugăm pe domnul secan să vorbeze cu detalii. Da. Aș începe cu o scrisoare pe care președintele Consiliului de Coordonare a Olimpiadei Internaționale de Astronomie, domnul academician Gavrilov, doctor în fizică și matematică, secretar științific al Academiei de Științe Astronomice, al Consiliului Academiei de Științe Astronomice din Rusia, a adresat-o Ministerului Educației Naționale, domnului ministru Sorin Câmpeanu, din perioada respectivă, prin care se solicita sprijinul Ministerului pentru organizarea unei ediții a Olimpiadei Internaționale în România în perioada 2017-2019. Ulterior, Ministerul Educației Naționale a transmis o adresă Inspectoratului Școlar în data de 28.07.2017, prin care Inspectoratul Școlar era felicitat pentru medalia de argint obținută de elevul Sebastian Leontică de la Colegiul Național Petru Rareș la Olimpiada Internațională de Fizică din Indonezia. Aici o mică precizare, ulterior elevul Leontică a mai obținut și alte două medalii la Olimpiadele Internaționale la care a mai participat. Actualmente este student la Facultatea de Fizică din Oxford. Și tot prin această adresă se reconfirmau calitățile deosebite, profesionale și organizatorice dovedite de Inspectoratul Școlar cu sprijinul profesorilor și directorilor din unitățile de învățământ din Neamț pentru organizarea impecabilă în anul școlar 2016-2017 a concursului național de fizică Evrica, precum și a selecției echipei care a participat la Olimpiada Internațională de Astronomie în 2017. Câteva fragmente din această adresă, având în vedere preocuparea remarcabilă a profesorilor de fizică din județul Neamț pentru promovarea în România astronomiei, prin pregătirea elevilor pentru competițiile din acest an, vă supunem analiza posibilității organizării de către județul dumneavoastră în perioada septembrie-octombrie 2018 a ediției 23 a Olimpiadei Internaționale de Astronomie. Un răspuns favorabil ar reprezenta un ajutor deosebit pentru a onora obligația pe care România, la fel ca orice țară, o are de a organiza o ediție a cărei competiții internaționale la care a participat în decursul anilor. Ulterior acestei adrese au existat discuții între conducerea Inspectoratului Școlar și Ministerul Educației Naționale. Discuțiile s-au concretizat, așa cum spunea domnul general adjunct Milea, prin ordinul numărul 3016,
Olimpiada Internațională de Astronomie se va desfășura în octombrie la Piatra Neamț. Fiindcă domnul general a amintit de Colegiul Național Petru Rareș, cu siguranță sprijinul și ajutorul domnului profesor Oniciuc, director al Colegiului Național Petru Rareș, care în ultimii ani este și team leader al echipei României, care participă la Olimpiadele Internaționale de Astronomie. Sprijinul dumnealui va fi un real folos pentru inspectoratul școlar în a stabili detalii privind organizarea acestei competiții la nivel internațional, competiții la care vor participa peste 20 de țări. Ne așteptăm undeva în jur de 250 de elevi și profesori care vor participa. Competiția se derulează pe durata minim 9 sau 10 zile. Sunt 3 probe de concurs. Este o probă teoretică, urmată de o probă observațională și o probă de analiză de date. Pentru proba observațională, în urma discuțiilor cu Ministerul Educației, noi am solicitat sprijinul pentru a dota unitățile de învățământ din județul Neamț cu instrumente observaționale, deoarece o astfel de competiție la nivel internațional implică și o dotare corespunzătoare. Președintele Consiliului de Coordonare, domnul Gavrilov, va veni în România la data la care se va desfășura Olimpiada Națională de Astronomie. În ultimele discuții și-a manifestat intenția de a vizita și județul Neamț. Probabil că vom organiza și atunci o conferință de presă, dacă sunteți interesați de subiectul respectiv. Va veni pentru a stabili și a constata stadiul în care inspectoratul școlar a ajuns cu pregătirea acestei competiții internaționale. Proba observațională implică anumite condiții, repet, și tehnice și o anumită locație care să permită observarea spațiului ceresc. Se realizează noaptea, dacă condițiile meteo permit. În cazul în care condițiile meteo nu permit, din discuțiile avute cu domnul inspector Trocaru, inspector general în minister, vom introduce o probă în ziua în care se desfășoară proba observațională, o probă de hartă mută, care, într-o eventualitate a condițiilor meteo nefavorabile, să suplinească proba observațională. E o competiție la care trebuie implicați factori de decizie la nivel județean. Avem nevoie de sprijinul autorităților locale și autorităților județene. Repet, este o competiție internațională. Piatra Neamț nu beneficiază de un aeroport, nici de linii de transport foarte favorabile cu celelalte județe în care ar putea ajunge inițial țările participante. Țările participante, în marea majoritate, sunt din Asia și vor fi dificultăți legate de transport. Apoi, repet, de acele condiții tehnice, instrumentele respective, sperăm să găsim înțelegere la Consiliul Județean. Deja am demarat discuții împreună cu doamna general. Spații de cazare, sunt culturi diferite, sunt foarte multe aspecte pe care sperăm să le onorăm la nivel internațional. Odată ce am plasat Piatra Neamț la un nivel internațional în organizarea unor competiții, eu cred că este una din cele mai mari competiții pe care județul Neamț și inspectoratul școlar le-a organizat până acum și o va organiza și sperăm noi să ne dovedim spiritul de gazde, așa cum știm cel mai bine, suntem moldoveni și încercăm să le asigurăm condiții și imaginea pe care țările participante o vor transmite despre România și în special despre
județul Neamț și ce înseamnă Piatra Neamț, sperăm să fie o imagine foarte bună.